Veste proastă pentru turiștii care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la munte. Stațiunile Vatra Dornei și Gura Humorului intră în scenariul roșu din cauza ratei mari de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 3 la 1000 de locuitori. Pârtia din stațiunea Vatra Dornei vibra altădată de energia miilor de turiști de sărbătorile de iarnă. Anul acesta, din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus, stațiunea montană intră în scenariul roșu până după Revelion. Rata îmbolnăvirii este de 4,05 la 1000 de locuitori. De propunere de carantinare, nu. Acolo am avut un focar de 9 persoane, ceea ce, fiind localitate totuși cu o populație mică, 10.000 și ceva de persoane, ne-a dus imediat în situația în care incidența a depășit 3 la 1000 de locuitori. Noi atunci, în Comitetul Județean de Situații de Urgență, am luat această hotărâre ca să trecem de urgență. N-am mai așteptat a doua zi, că aveam acel interval de 48 de ore de la când ne sesizează DSP-ul, l-am trecut în scenariul roșu. Și Gura Humorului a intrat în scenariul roșu, cu o rată de infectare de 3,43 la 1000, ceea ce înseamnă că afacerile din zonă sunt închise. Sunt permise activitățile din hoteluri și pensiuni doar pentru persoanele cazate acolo. Barurile, cluburile și discotecile sunt închise, la fel și sălile de jocuri de noroc.